Senatorii intră în vacanță. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi că săptămâna viitoare ei vor avea activitate exclusiv în teritoriu. Conducerea Senatului nu exclude nici varianta ca aceștia să revină la București abia după alegerile locale. Am hotărât ca programul să se desfășoare exclusiv în teritoriu, având în vedere că suntem în plină campanie electorală și toți senatorii sunt implicați în activitățile politice legate de campanie, a declarat astăzi președintele Senatului. Călin Popescu-Tăriceanu a mai spus că dacă se va impune, va convoca o ședință a biroului permanent, dar senatorii nu vor mai veni la serviciu până la alegerile locale, doar dacă vor fi chestiuni urgente.